35 de 40. Să îmbarc piciorii dacă te putem să pice. Bună, eu sunt Patrick și bine v-ați găsit la un nou episod de Need for Speed Underground 2. O primă chestie pe care aș vrea să vă zic este că mi-am pus facecam-ul mai sus. Vă rog, nu știu cât, dar cred că nu o să mă mai văd ceva de genul, ca și înainte. Acum o să mă văd undeva la nivel cu camera. Vreo 15 cm, cred că am pus-o mai sus. Da, o altă chestie, vedeți că... Adică, na, pentru voi pare totul normal, dar pentru mine nu-i deloc normal. Astfel că... Eu pe contul meu principal aveam același nume ca și în episodul anterior, pe contul ăla. Și când am, după ce am făcut filmarea și am pus-o pe YouTube, am vrut să intru pe joc și ce am văzut că... Am vrut să intru acum pe contul meu principal. Și am văzut că nu-l mai aveam pentru că aveam pe ambele același nume. Și apoi am zis... Apoi m-am enervat. Am intrat pe net și am căutat un cont 100%. L-am băgat în joc și apoi l-am șters pentru că s-o băgui și am știut ceva. O să șterg toate conturile și o să fac eu unul și ăla o să fie contul meu. Așa că tocmai acum vreo jumătate de oră m-am pus să fac contul ăsta. Am refăcut tot ce am făcut în episodul anterior. Am refăcut și vedeți că... Eu în episodul anterior, ce-mi place la joc e o chestie și anume că unde salvez, acolo mă spawnează în momentul în care intru în joc. Deci eu aici am salvat jocul și când am intrat mă dă tot de aici, ceea ce îmi place mult. Acum eu la finalul episodului precedent am parcat undeva în zona asta. Aici undeva și voi acum o să credeți că nu s-a întâmplat absolut nimic. Acum să zicem, pentru voi nu s-a întâmplat nimic, pentru mine da. Stai să... Game music. Hai să dau eu volumul la joc mai... Adică muzica să opresc că... Să nu-mi iau copyright, nu de alta. Și acum hai să începem. Nici nu știu ce curse să fac. Stai să mă uit. Am aia. Da. A, uite că-i față. Aici am fața mea. Da, acum o să mă văd mai drept. Sau nu o să mă mai văd uitându-mă chiar atât de sus. Acum, în episodul ăsta, cred că o să fie mai lung. Trei lepuri, mamă. Să bat cioreta. Sper că nu mă văd prea jos. Ați văzut pe prostul ăla cum se băga în fața mea? Da. Dacă vă place să apăsați butonul de like și am văzut că primul episod v-a plăcut. Nu m-am gândit că o să vă placă atât de mult, dar v-a plăcut. Dacă nu mă înșel, cred că o să avem și cursa inversă la asta. Vedeți că îmi dă nitro, făcum, nu știu, faptul că mai fac, mai alunecă mașina. Sau așa când trec de la un lap la altul sau când se aproape să dau accident. De, o să vedeți când scrie voided accident. Da. Vedeți ce tare se duce mașina acum față de episodul anterior. Adică în episodul anterior avea prin 200. Thank you.
Cam de acum o să înceapă să aibă un pic de vlagă. Nu știu cum l-am luat, cum nu l-am luat pe ăla, dar în fine. Mamă. 120. Vedeți că mașina acum mai zice că fa, ce mașină e asta? Vedeți aici era scrie body shop în stânga. Tocmai ce-a trecut pe lângă el. Sunt nasoale cursele în jocul ăsta pentru faptul că sunt așa multe porți pe drumul îngust. Mai ales pâinele mai la finalul jocului o să fie lungi, o să fie așa îmbârligate toate. Dar măcar, sincer, o să fie mai... prin viteză mare, o să fie și o parte pe o stradă, adică o să avem imediat. 5-1. Vedeți, deja încep poți să dea la urmă pe care nu e militare. 300, 126, vedeți că ăștia abia că au avut 100. Am deblocat următorul oraș, sunt 5 orașe în joc. O nebunie jocul, dar ce să-i fac eu? Și uitați-vă câte curse avem. Deci stați să vă explic cum funcționează jocul ăsta, pentru că poate unii n-ați înțeles încă. Avem... Stai să vedem cum să vă explic eu. Avem orașul ăsta. Ăsta e primul. De, pe care l-am avut și în episodul anterior. Sau ăsta e pe harta de început. Acum am deblocat orașul ăsta. La 11% în joc o să deblocăm muntele. Drumul ăsta. Apoi ce e aici o să, o să deblocăm în două părți. Adică prima cred că o să fie asta. Și a doua... bucata asta ea, nu sigur. Stage, sunt 5 în total. La început, când am început jocul, aveam doar harta asta și aveam curse pe asta. Acum că am deblocat a doua hartă, avem curse și pe prima și pe a doua. Când deblocăm muntele, o să avem și pe prima și pe a doua și pe munte. La a patra o să avem pe toate astea și la a cincea toată harta plină de curse. Deci jocul e foarte greu. Aia nu-mi place la el, dar măcar o să am ce să fac. Adică, stai să vă explic. F4, 3% am făcut și am făcut 5 curse. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Și n-am făcut niciun URL. Stai că vă arăt... nici eu nu am la alea. Hey man, did you hear? Access to Beacon Hill just got cleared. You should scope it out. Talk to you later. Am vrut să mă duc la aia, la magazinul ăla. Dar lasă că mă... N-ai ceva să mă duc. Lasă că mă duc să o gradesc. Oricum, în prima fază vreau să duc mașina să prind 165. Și vreau să vă explic mai mult. În urmă, ăsta e al doilea episod, o să arăt mai mult. Ia să vă arăt aici. Ok, am crezut că am gran turbo. Deci hai să vă arăt. Aici în mașina ne oturează. Și ne arată puterea. Cred că v-am mai arătat-o, dar nu v-am detaliat. 0,60 de mile prinde 7 secunde, ceea ce e foarte mult. Adică abia 100 la oră ar însemna asta. 100 de mile, adică 160 la oră, prinde în 20 secunde. 20 secunde... Acum e ilogic, pentru că mașina noastră prinde abia 156, n-are cum să prinde 160. Top speed 156, max torque înseamnă cuplu maxim, 114, cred că... Nu știu cât ar fi asta Newton metri. Adică la... La putere, la durația de 6600 de ture, acolo are cuplul ăsta, dar nu știu cum să-l traduc eu în newton metri. La englezii fit pe asta ea, la noi newton pe metru, sau newton metri. Putere maximă 162, cred că Sky,
Cred că e echivalent ăsta cu HP-ul la noi, cu cai putere și la putere, la durata de 7550 de rotații pe minut. Acum hai să mai upgradez eu ceva la mașina asta. Transmission, aici am. Adică mi-am upgradat mașina ca și în episodul anterior. Vedeți? Hai să-mi iau ceva sus. Măcar ne adaugă ceva aici. Ce bă? 500! Adică eu am văzut că 500, dar nu m-am gândit că mi-a toți banii. Gata, frate, nu mi-a niciun bani. Un pic mai jos ar trebui să fie mașina și cred că ar trebui să țină mai bine. La curte. Bag nu am. Ce să vă mai arăt eu? Nu știu cum e, dar numai cred că mie nu mi se întâmplă asta. Hai să mă duc în ora, celălalt oraș să vi-l arăt. Deci, înainte să fac un episod, am în minte ce vreau să vă povestesc. Bă, dar când vine episodul, ui tot, frate. Sper că mă vede camera de acolo. Hai să venim aici. Văzut că am avut banii pe care i-aveam și la finalul episodului anterior, pentru că am încercat să iau alea cu bani de pe hartă ca și în episodul anterior. Aici putem să schimbăm culorile la mașină. Adică culorile la mașină, la... Să punem neoane sub mașină, dar până să pun eu neoane vreau să o colorez în prima fază. Așa că trebuie să dau de ăla verde, cred. Nu ăla verde, ăla roșu. Ăla roșu e cu paint. Problema e că ăla roșu e numai pe harta cealaltă. Aici ai muntele. De aici îmi place... De să vedeți ce fain e pe munte. De aici îmi place că nu vedem muntele. Dar de pe munte vedem orașul. Asta îmi place mult. Nu se vede efectiv nimic în sus. Hai să venim pe aici. Mai luăm pănuții ăștia. Cred că este aici un... Vedeți? Ia fiți atenți, vedeți? Pe mie pe hartă nu mi-arată sprintul ăsta. Și trebuie să-l ghicesc eu. Să-mi bag... Sună lungă cursa! Și de acum toți o să ai venit eu, cred. Nu știu, sigur. Asta o văd că... Da, au fost din. Și jocul o să devină mai greu de acum. Când deblocăm muntele, o să vedeți că o să fie mașini pe care noi nu o să le deblocăm până la finalul jocului abia. Că Ford Mustang, Infiniti G35, Subaru, Mitsubishi Evolution 9, sunt mașini pe care abia la final le deblocăm. Vedeți că acum cursele devin mai lungi, adică vedeți că asta e din orașul primul în al doilea. Da. Și acum mi-am mâncat nitro să-mi bag picioreta. Și aveam și eu speranțe, bă, că mă duc și eu. Ce e acolo mai sus? Dar nu-mi place la joc, uitați-vă și voi cum ascult. Deci efectiv, sunt prea mare. S
select the sponsor. Hey dude, I just sorted through the last stack of contracts. 115, 105, 106, 110. Vedeți că se duc și mai tare acum oponenții. 2200. Hey dude, you see those X icons? Well, those are the sponsor's obligations. Hey, avem la bani gând. You gotta raise those events as part of the deal you signed with them. Get over there and impress. I'll hit you up later. Stai să mă gândesc. Uitați-vă cât de urât e făcută harta, adică mă pune să oculez ca să ajung pe autostradă. Urăsc orașul ăsta. Primul e fain, ăsta nu mi-l place, muntele e... E fain că acum pe acolo nu prea... O fi harta destul de mare, dar nu prea... Ai ce să... Faci pe acolo. Oia, uite ureleu, uite ureleu. Acolo. Acolo aș vrea să mă duc în episodul ăsta ca să vi-l arăt. Ia să dăm. 135, 140. Să-mi bag piciorii dacă te pun să pice. Am văzut eu în cursa precedentă circuitul ăla, că era un magazin, adică vă zisesem eu că era un body shop. Deci circuitele le urăsc din suflet în locul ăsta. Sunt atât de lungi și grele. Adică nu neapărat că sunt grele, dar mai multe sunt plictisitoare. Vedeți ce greu schimbă viteza. Hai frate, nu zic că nu e aici. Andă, andă, mers mult și bine. Asta e ăla pe... Nu știu de ce știam eu că aici e ăla roșu, nu întrebă. Asta e ăla cu... Să schimb forma mașinii. Hey dude, listen up. As part of that sponsor deal, you have to do some publicity work by scoring a DVD cover. Now don't stress out on me, because you're in luck. The producers of the DVD Bayview's Best are looking for the right ride for their cover. But to score them, you have to build at least a one-star car to be noticed. So get out there and mod out your ride. Oh, and I almost forgot. There's... Bogaza de timp a revenit și în sfârșit am găsit tâmpenii astea de magazin. Deci am vrut să vin să îmi colorez mașina. Gloss Metallic Person. Cred că vestele astea, cum aveam eu pe mașina de pe contul ăla meu. Și atâta. Deci doar pentru tâmpenia asta o trebuie să bat drumul până aici. Am căutat un pic pe harta asta, am sigurat-i pe cealaltă. Apoi mi-am adus aminte că nu era acolo. Și apoi am zis, bă, parcă era ceva magazin lângă sensul ăsta giratoriu. Și am zis, hai să vin pe aici. Și numai bine când am intrat pe strada asta, jos, l-am găsit. Minunat, ce să zic. Hai să mă duc acum la ăla verde. Bă, da, am găsit la Dalea Vers câte verde. Din asola joc trebuie să le caut scurt. Și majoritatea curselor trebuie să pe tu să-ți bați capul să mergi la ele. După ce fac toate astea, bumpers. Vreau asta. Câți bani am? 1300. Spoiler. Asta. Riders on the storm. Fac așa aia mea de pe contul principal. Into this house we're born.
world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Da. Am măcar arat alt... E altceva pe lângă ce era. Hai să mă duc la ureleul ăla. Și-ai fi altă mașină. Astea ureleurile sunt cumva curse așa ca și cum erau pe celălalt joc, challenge-ul. Vedeți când ne bagă pe piste speciale. Suntem 6, bă. Două curse de ce. Acum asta e cazul fericit, că e fain, destul de faină cursa, dar următoarea o să fie nasoară de urmă. Dacă nu mă înșel după tipul, după cursa asta, o să ne mai deau aia rea, cursa aia nasoală. Și apoi o să mai avem un urele care o să le aibă pe amândouă în conținut. Să vedeți imediat, acum nu dacă să le fac azi, că așa aș face numai 3 curse într-un episod. Nu cred că le mai fac azi, că sincer n-am chef. O să fie undeva în stânga dacă vă uitați pe hartă. Acolo la cercul ăla. Aici e fain că mergi cu cât vrei tu. Un trafic, nu-i nimic. Problema e că-s 4 turi. Da, dar tot nu pot să mă duc cum vreau eu. E mai mult de 120, nu cred că am i-am dat. Nu-mi place că mi-arată astea cu... când sar așa, îmi dă... Ca și un fel de cutscene, în fapt, cum se numesc. Altcumva se duce acum mașina. Poate mai puternică. Dar la cursele astea câștigi mulți bani, adică cred că vreo 500 sigur câștigăm pe asta. Asta cum e prima cursă, mai încolo să câștigăm și vreo 4-5 mii pe cursă. Nu. Încă 1100 mi-o dat. Sau 1350. Dar hai să mă duc să-mi upgradez mașina. Acum am mai mulți bani. Sau... După cum fac ureleuri, îmi deblochează mai multe la magazine. Se deblochează în joc mai multe, și mașini, și upgrade-uri. Cinci replace headers. Hai să vedem aici la ăsta. Vedeți ce ieftin e ăsta. Hai că scoiesc cât prinde acum. Urmărit puterea, urmărit rotațiile. Și
6 secunde 17, 165. Și tocmai ce voiam să o duc la viteza asta. Yo, it's like this. Suspension controls how your ride reacts to changes in terrain and sideways forces like cornering. The suspension components work like a team and must be tuned together for them to work properly. A general tuning guideline is to adjust your sway bars, then your shocks, followed by your springs. Aerodinamică. Hey, yo, man, you want to cut through the air quicker and grip the road tighter, right? The faster you go, yo, listen here. Your electronic control unit regulates air and fuel mixtures to your engine. Bine. Și acum mașina ar trebui să ducă de 102. Nu știu ce am tot dau în alea acolo. Dați-le ce ușor să duci acum. Trebuie să fac cursa asta din stânga. Ia-i deja la 100. Un pic e nasol la jocul ăsta că... Street X. Un pic e nasol la jocul ăsta faptul că... Eu m-am băgat în ultimul și am luat pe toți trei. Și acum aștept destul de proști că rămân acolo. Parcă am mai făcut noi o cursă ca asta. Nu știu ce să mă minte. Mai zis eu că o să repete multe curse, aia e nasul la joc. Ora am filmat, nimic. Eu fac asta și încă una. E mai bună la curbe acum. Adică sau cât timp am făcut eu progresul înapoi. Înainte aveam vreo 60 în curbe. 85, să și vede. Bun, aș vrea să-mi fac un Barnum Sprint. Stai să vedem dacă am... Stai să... La ăla. Problema e că am ce merge. Sper să nu fie lung totuși. Bă, dar și la zborul... Deja e la 130. Altă mașină asta, mă. Astea sunt cele mai slabe mașini din joc care le-au ăștia. Toyota Corolla. Să numesc. Care slabe rău de tot. Ia, undeva trec 220, gata. Ce faci? Dar sunt proști rău. Uitați-vă și voi, zic eu numai cu 100, really? Mai mult nu pot prinde ăștia. Și culmea că dacă mă duc cu 160, ăia să duc numai 125, că încă mașinile lor nu au limitatorul ăla scos. Și să țin cu mine. Adică, așa, 2-3 secunde, ia. Normal, trebuia să fi depărtat ăștia în continuă acum. Sau Nitro. Iată, mă. Vedeți în stânga, ăla e orașul ultim acum. Vedeți că se țin de mine, ia. Și am 145. Adică vă spun eu că n-au cum să-mi prinde ea ăsta limitatorul ăla ea. Mm.
să ajungem odată la mașini mai rapide, adică deja la 145 cam mult. Să ajungem la 170. Partea asta din cursă e urâtă. Vedeți cât de lungi sunt cursele acum. Efectiv. Iar nu m-am dus pe omul ăla. Bă, cum să ține fratea asta cu mine? Nu înțeleg cum să țineți, când îi ajută jocul, alte explicații eu n-am. Trebuia să văd, 100... Ia v-am zis eu, 125, n-au ăștia limitator. Dar nu știu cum să o țină pe autostradă. Sigurat eu ajută jocul, sau pe, cel puțin pe ăsta din spatele meu. Da. Deci cam atât cu acest episod, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like. Eu am fost Patrick și ne vor revedea data viitoare. Pa, pa!